Hello, hello, dragilor! Suntem live! Este marți, așa cum v-am obișnuit, avem Q&A Tuesday. Eu sunt Irina Leonte, fondatorul Body Shape Transformation Center și mă bucur să fiu în seara aceasta alături de voi. Suntem live atât pe Facebook cât și pe Instagram. Așadar, ne pregătim să începem, așteptăm să intre urmăritorii noștri din această seară, pentru că avem un subiect foarte, foarte interesant în seara aceasta despre cum ne păstrăm motivația pe termen lung. Hello, mother! Welcome to the life! Bine ai venit! Așteptăm să ne strângem încet, încet. Și cei care ne urmăriți acum, ori pe Facebook, ori pe Insta, dați acolo un like, un hello, să știu de unde vă conectați, din ce parte a țării sunteți. Hello, hello, Iulia, bun venit la live, Q&A Tuesday. Cum ne păstrăm motivația pe termen lung? Aceasta este tema din seara aceasta și vreau să vorbim, să avem o interacțiune, un dialog și să-mi spuneți voi ce obstacole întâlniți în a vă păstra și a vă menține acea motivație pe termen lung. Pentru că, de început, multă lume se apucă, în special acum, că tot vine luna ianuarie, luna rezoluțiilor, avem entuziasmul, energia unui nou început, dar cum facem să ne și menținem această motivație pe termen lung și să facem acea schimbare să reziste, să dureze în timp. Despre toate acestea vreau să vorbim în această seară. Vreau să știu, până una alta, voi v-ați propus să vă apucați de un program de sport și alimentație sănătoasă în noul an, în 2021? Dacă da, vreau să știu într-un comentariu mai jos, vreau să aud de la voi. Ce obiective aveți pentru anul 2021? Pentru că este foarte relevant să vorbim de motivație pe termen lung, în special când avem un nou an care se deschide în fața noastră. Și vrem ca noul an nu să ne ținem de sport o lună, două, trei, ci vrem întregul an să avem un curs sănătos, să fim mândri de noi și de transformarea pe care o facem, să reușim să avem mese sănătoase, echilibrate, măcar 80% din timp și 20% din timp ne mai facem câte o plăcere, câte o poftă ocazională, să mergem la sport de 2-3 ori pe săptămână, dar mai ales să facem lucrul ăsta în mod constant și consecvent, pentru că, dragilor, obiectivele sunt importante, dar fără angajament, fără consecvența de a ne ține de ele pe termen lung, din păcate nu vom obține rezultatele pe care ni le dorim. Așadar, noi la Body Shape suntem despre rezultate. Putem spune că revoluționăm industria de fitness în sensul că noi aducem viitorul fitnessului și avem programe bazate pe rezultate. De aceea, motivația pe termen lung e esențială atunci când vrei să ai rezultate. Fie că vorbim de tonifiere, de definire, de slăbit câteva kilograme, de scăzut câțiva centimetri în talie și coapse și șolduri. Oricare ar fi obiectivul vostru, este esențial să ne menținem motivați. Pentru că, până la urmă, cu toții știm, sportul ne face bine și are o grămadă de beneficii. Ne prelungește speranța de viață, ne întărește sistemul imunitar. Știm foarte bine că după un antrenament, nivelul nostru de endorfine crește, avem mult mai multă energie, calitatea somnului se îmbunătățește după ce ne antrenăm în mod regulat. De asemenea, hello, hello, Ramona, hello, Irina, de asemenea, avem mai multă energie pentru a face toate lucrurile care contează. Și dacă știm că sportul e atât de important, ne aduce atâtea beneficii, ne activează sistemul limfatic, ne îmbunătățește sănătatea inimii, cardiovasculară, ne ajută să ne, pur și simplu, în procesul de detoxifiere, ne ajută să ne accelerăm metabolismul, să ardem grăsim mult mai repede. Dacă știm toate aceste lucruri, de ce nu ne ținem pe termen lung? Ce se întâmplă? Că ne apucăm și vedem persoane care se apucă de un program de sport și de alimentație sănătoasă și după primele săptămâni sau luni de entuziasm, ceva se întâmplă și se întorc la vechiul lor stil de viață, în zona de confort, acolo unde s-au obișnuit. Și este ca un elastic cumva, din ce am observat, care te trage înapoi în zona ta de confort, la vechiul tău self, la vechiul tău tu. Ori noi vrem să creăm
o nouă variantă a ta, o variantă îmbunătățită a ta, care să se țină pe termen lung. Voi de ce credeți că pierde acest entuziasm și pierde această motivație? Chiar mi-ar plăcea să aud de la voi și să-mi scrieți în comentarii pentru voi. Care a fost motivul pentru care v-ați lăsat de sală? De ce v-ați lăsat de sport? Haideți să împreună să vedem ce obstacole ați avut și să vedem cum le putem depăși. Pentru că, cu siguranță, este un ciclu al motivării. Și vreau să-l împărtășesc în seara aceasta cu voi. Primul pas atunci când te apuci de sport este, nu motivația, inspirația. Ești inspirat, ai un obiectiv, vrei să ajungi la un anumit rezultat. Te inspiră ceva, poate o persoană care ai văzut cât de mult s-a transformat și ce schimbare spectaculoasă are. Poate pur și simplu te gândești la vechiul tău tu de dinainte și vrei să-ți reintri în forma de altă dată. Ceva te inspiră. Care-i de ceul tău? E foarte important înainte să te apuci, înainte să setezi orice rezoluții de stil de viață sănătos, să vezi de unde îți preiei tu inspirația. Ce vrei să obții e important, dar mult mai important este de ceul din spatele a ce vrei tu să obții. Și asta se aplică în orice area vieții tale, dar inclusiv în sport. E foarte important să ai tu foarte clar în mintea ta de ce te apuci. Vrei să fii un model pentru copiii tăi, pentru familia ta, vrei să cucerești un vârf de munte, vrei pur și simplu să te simți mai bine în pielea ta. Ei bine, acel de ce nevoie să fie suficient de puternic pentru că atunci când ai de greu și vei da de greu, vor fi obstacole pe traseu, să poți să te ții în continuare. Deci inspirația te va ajuta să pornești, dar de asemenea, îți va reaminti în mod constant acel motiv pentru care te-ai apucat. Astfel, câteva luni trec și îți amintești, ok, care a fost inspirația mea de la început? Care sunt beneficiile pentru care fac acest lucru? După ce ți-ai stabilit foarte clar inspirația, următorul pas de-abia în acest proces este motivația. Ok, deci am fost inspirat să mă apuc, am un de ce foarte clar pentru care mă apuc, apoi sunt și motivat să fac lucrul ăsta. Și motivația, știm cu toții, poate fi extrinsecă, venită din afara noastră, din exteriorul nostru, când cineva ne laudă, ne recompensează, ne oferă o motivație externă de a face lucrul acela, sau intrinsecă, când pur și simplu am ajuns la un punct când zic gata, de țit până aici și vreau cu toată inima, cu tot sufletul să fac ceva diferit pentru a-mi îmbunătăți calitatea vieții. Așadar, motivația te duce până la un punct. Ești motivat, ești dornic să-ți atingi obiectivele, rezultatele, dar nu putem trăi într-o stare de motivație continuă. Nu putem fi motivați non-stop, 100% din timp, că nu suntem super oameni. Și totuși lucruri se întâmplă și apar rezultate, te motivează și mai tare. Sigur, rezultatele vizibile sunt un motivator foarte, foarte puternic, dar când ai obținut acele rezultate, când ți-ai atins acele obiective, te gândești, ok, după motivație, ce mai urmează? Care este nivelul următor? Și cum ți-o păstrezi motivația chiar și după ce ți-ai atins obiectivele sau chiar și când ajungi la un nivel de platou? Cum îți păstrezi acea motivație de a continua, de a persevera în stilul tău de viață sănătos, de a continua să mergi la antrenamente? Și atunci următoarea etapă sau următorul nivel după motivație este acțiunea. Așadar, ceea ce facem în mod repetat este esențial. Așa cum spunea și Aristotel, suntem ceea ce facem în mod repetat și constant. Acțiunea. Asta ne va face să ne ținem pe termen lung, chiar și când motivația nu mai este acolo, pentru că vor fi perioade din viață, temporare de altfel, când motivația ne scade. Și atunci acțiunea este cea care ne scoate din acea rutină, ne scoate din acea zonă de confort. Și acțiunea se bazează pe disciplină. Așadar, dacă n-ai motivație, totuși îți formezi o disciplină care te face să pășești în sală chiar și când n-ai motivația de a te antrena. Așadar, acea disciplină te face să continui
pe termen lung și cum îți formezi acea disciplină. Ca orice mușchi, el se cultivă și se dezvoltă în timp și mușchiul disciplinei, cum îmi place să-l numesc, e nevoie să fie cultivat. În momentul în care tu îți creezi o rutină, îți creezi niște obiceiuri și aici cuvântul obicei este esențial, pur și simplu intri într-o disciplină a lucrurilor și cumva tu singur știi că asta e disciplina ta de zi cu zi. La fel cum avem ca obicei spălatul pe dinți fiecare dimineață, avem ca obicei poate să ne facem patul, să deschidem geamul, în fiecare dimineață să ne ridicăm camera, așa devine și sportul și alimentația sănătoasă. Pur și simplu devine un obicei. Și în cărțile de specialitate, psihologii spun că sunt trei etape pentru a ne forma un obicei. Prima etapă este comportamentul. Ce faci în mod repetat care să-ți aducă ție aminte de acel obicei sănătos? În cazul sportului, poate că îți lași, nu știu, Adidas și la ușa de la intrare și în felul acesta, de fiecare dată când pleci din casă, îi vezi și îți amintești, stai puțin, că am nevoie să merg la sport astăzi, să trec pe la sală. Și astfel, al doilea element este rutina. Îți creezi o rutină, deci ai un comportament, îți lași Adidas și la vedere sau în mașină, îți lași echipamentul sportiv, care duce la o rutină. Rutina este că îmi pun în agenda, luni, miercuri, vineri, la ora 10 sau la 7 seara, sunt în sala de sport, no matter what, fie ce-o fi, ninge, plouă, e soare, e frig, nu contează, eu sunt acolo. Și este o rutină de la care nu mă abat. Și al treilea component al formării unui obicei, deci am comportamentul, am rutina, este recompensa. Gândește-te la o mică recompensă pe care să ți-o oferi la final de antrenament. Uneori acea recompensă poate fi efectiv din acel rush de endorfine pe care îl simți la finalul unui antrenament energizant. Faptul că te simți atât de bine și radiezi și explodezi de bucurie și fericire și energie, asta te va face cumva dependent, adictiv, într-un mod sănătos, dacă vreți, de această rutină de antrenament. Deci, de multe ori, recompensa antrenamentului este inclusiv felul în care te simți în sine. Alteori, poți să-ți oferi ca recompensă, să spunem, un shake proteic, un baton proteic, un smoothie delicios, o cină sănătoasă pe care ai gătit-o în casă cu foarte mult bun gust și savoare și condimente. Deci gândește-te la o recompensă. De multe ori recompensa poate să vină sub forma, și o să vină, bineînțeles, sub forma rezultatelor. Recompensa de după antrenamente este când de la o săptămână la săptămână vezi cum numărul pe cântare din ce în ce mai prietenos cu tine, vezi cum hainele se așează altfel. Deci e important în formarea unui obicei să asociezi cât mai multe elemente sau beneficii și lucruri pozitive cu acea practică, pentru că în felul acesta te vei ține pe termen lung. Cât asociezi mai multe beneficii noi rutine, noi acțiuni, noului obicei din viața ta, cu atât șansa de a te lăsa scade, pentru că devii pur și simplu addicted, devii dependent de acea stare de bine, de acea stare de fericire, de acea bucurie pe care o simți la antrenamente. Și pur și simplu, dacă cineva ți-ar lua acea rutină din viața ta, nu te-ai mai simți atât de bine, simți de parcă ceva îți lipsește. Ți s-a întâmplat vreodată asta? Pentru că mie, da, și foarte mulți body shaper mi-au împărtășit lucrul ăsta. Oameni care erau sedentari de 15-20 de ani și acum spun, dacă n-aș veni la sport de 2-3 ori pe săptămână la body și simt că ceva mi-ar lipsi. Pentru că au asociat suficiente recompense și suficiente beneficii cu acea acțiune, cu acea rutină din viața lor. Și bineînțeles, dacă ai un training buddy sau un partener de antrenament, fie că e o rudă sau un bun prieten care te susțină în acest proces, cu atât mai bine, pentru că nu mai ești de unul singur și ești cumva responsabilizat și împins de la spate de la o persoană care îți vrea binele și care te susține în acest stil de viață sănătos. Și de altfel, e foarte important să ne includem și familia în stilul nostru de viață sănătos și să avem și susținerea celor dragi. Și dacă îți vine într-o zi să piulești sau să absentezi de la ora de sport, măcar ai acel prieten sau acel membru al familiei care te întreabă, hai, ne întâlnim
la antrenament astăzi și îți dă cumva alt boost, altă motivație și știi că nu mai ești de unul singur. De aceea eu ador energia antrenamentelor de grup, pentru că nu doar antrenorul îți poate simți lipsa, ci o întreagă grupă îți simte lipsa, se creează niște prietenii foarte, foarte frumoase și un spirit de camaraderie și de competiție între oameni care e absolut minunat și fantastic. Așadar, ce bate motivația, dar nivelul sau treapta următoare este acțiunea formată din disciplină și din obiceiuri. Așadar, cuvântul magic aici este să ne creăm un obicei ca să ne păstrăm acel vibe de a merge la antrenamente pe termen lung. Și ultima etapă, dacă vreți, după ce avem și acțiunea, nivelul sau treapta următoare este pasiunea. Așadar, atunci când reușești să transformi antrenamentul, momentul din zi în care faci mișcare și te conectezi tu cu tine într-o reală pasiune, atunci asta bate orice disciplină și orice acțiune, pentru că nu mai e nevoie nici măcar să te disciplinezi, să acționezi, pur și simplu face parte din pasiunile tale, lucruri pe care le faci oricum, by default, sunt în standardul tău, în rutina ta, în programul tău, în agenda ta, pentru că e o pasiune fără de care nu-ți poți imagina viața ta. Atunci când reușești să faci din sport o pasiune, aceasta este cheia de a te ține pe termen lung, pentru că rezultatele vin, apar, dispar, ele o să fie acolo. Dar dacă nu reușești să ai și o experiență plăcută, favorabilă, în asociere cu acele rezultate și să efectiv să-ți facă plăcere să faci mișcare, e imposibil să te ții pe termen lung. Și eu îmi doresc pentru voi să vă țineți întregul an 2021 și să vă propuneți, hai să fac anul ăsta din sport o reală pasiune. Întâi sunt inspirat să încep, apoi sunt motivat să încep, pentru că am un de ce foarte puternic în spate și am niște obiective foarte clare, apoi iau acțiune, îmi formez o disciplină, îmi formez niște obiceiuri, până când să ajung la nivelul să progresez la stadiul de pasiune, în care efectiv să fie o încântare, o plăcere și să aștepți cu nerăbdare momentul acela în care mă duc să mă antrenez. Aceasta este cheia. Pentru că dacă te duci și percepi sportul ca pe ceva plictisitor, ca pe ceva greu, în care depui efort, în care transpiri, în care te dor, poate simți mușchii cum lucrează și sunt niște senzații fiziologice de disconfort, dar odată ce treci peste această barieră, odată ce intri în proces de suficiente ori, vei descoperi o senzație de plăcere fantastică. Vei descoperi partea cealaltă a monedei, cumva, dincolo de treci podul și vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă și începi să vezi beneficiile, începi să vezi cum te simți, cum dormi mai bine, cum îți cad poftele de dulce atunci când faci mișcare, cum te obișnuiești să-ți ieși din zona de confort chiar și în viață, te simți mult mai puternic, pentru că eu cred așa, când începi să ridici greutăți în sala de fitness, tu de fapt te antrenezi pentru a face față mai bine greutăților și provocărilor vieții. Pentru că te obișnuiești într-o area vieții tale să-ți ieși din zona de confort, să faci lucruri pe care nu credeai că le faci. Poate că acum, în momentul ăsta, nu te consideri în stare să faci 10 flotări neîntrerupte, da? sau mai mult. Însă, în momentul în care începi cu una, două, trei și încet, încet, peste o lună, peste două, vezi progresul, vezi de unde ai început și unde ai ajuns, asta, ce crezi că se va întâmpla cu încrederea ta în tine? Va crește sau va scădea? Bineînțeles că va crește, pentru că ți-ai demonstrat ție însuți că, ok, mi-am propus un obiectiv sau pur și simplu m-am disciplinat de atâtea ori încât am ajuns să progresez. Și progresul este un motivator foarte, foarte, foarte puternic. Deci nu numai progresul la nivel fizic, dar și progresul la nivel de obiective atinse sau performanțe sau mini-recorduri depășite sau înainte poate reușeai să stai în poziția de placă 20 de secunde, acum poți să stai un minut. Avem membri care ne-au spus lucrul ăsta cât sunt de mândri de ei pentru că văd
progresul. Și asta te inspiră și te motivează foarte tare și astfel aduci sportul la rangul de pasiune, în care mereu te gândești, ok, astăzi ce pot să fac mai bine decât ieri sau decât acum o săptămână? Cum pot să mă provoc și mai mult? Cum pot să dau și mai mult ce pot din mine, cât pot din mine? Și asta te face, te întărește ca persoană, te face o persoană mult mai puternică. Încerci să scapi de atitudinea aceea de victimă și îți dai seama că pur și simplu puterea în tine, controlul e în mâinile tale și tu decizi cât de des mergi la sport, tu decizi ce mănânci și cât mănânci, nu mâncarea te controlează pe tine. Este așa o atitudine de empowerment în care ești mult mai în contact cu tine însuți atunci când faci sport în mod repetat și consecvent. Te simți o persoană mai curajoasă atunci când încerci lucruri noi în sala de fitness, poate exerciții noi sau lucruri care te scot din zona de confort, vei vedea că îți dezvolți și cultivi acest curaj pe care îl poți aplica apoi, bineînțeles, cu succes și în alte arii ale vieții tale. Nu mai spun de efectele asupra moralului tău, în special când avem nevoie să ne ridicăm vibe-ul, să ne ridicăm moralul, să ne ridicăm energia, acum mai mult ca niciodată și te simți după oră de antrenament, așa cum ne spun mulți body shaperi, de parcă poți muta munții din loc. Și în felul acesta, cum să nu-ți placă să faci antrenament? Pur și simplu devine ceva ce faci în mod automat, pe autopilot, pentru că nu-ți poți imagina viața fără acea plăcere, ca și cum cineva ți-ar lua o plăcere din viața ta. Acolo vreau să ajungeți voi în ceea ce privește sportul, să fie una din plăcerile și bucuriile pe care vi le oferiți, un moment de a scăpa de griji, de stres, de tot ce se întâmplă și un moment de reconectare cu tine însuți, cu fiecare centimetru al corpului tău, un exercițiu foarte bun de prezență într-o lume în care ne gândim mereu la trecut, la viitor, la ce o să se întâmple mâine, ei bine, avem nevoie să ne rupem din zi aceste momente în care să fim cu focusul doar pe noi înșine, pe propria noastră sănătate și propria noastră stare de bine, pentru că sănătatea până la urmă este stare de bine. Așadar, în acele momente suntem acolo, suntem prezenți, scăpăm de orice griji, nu mai e trecut, viitor, ci doar momentul prezent, ne focusăm pe propria respirație și pe ce avem de făcut și ne focusăm cum să fim astăzi mai buni decât ieri, fără să ne comparăm cu ceilalți, fără să te compari cu ce fac ceilalți de la colegi de antrenament și singura persoană cu care să te compari ești tu, cel de azi, cu ce ai fost sau ce ai făcut acum o săptămână, acum o lună și atunci când vezi progresul, e așa un sentiment fantastic, că simți că nu lucrezi în bani și în zadar, ci că cineva mai ales te urmărește, îți monitorizează și te laudă și te aclamă, hei, bravo! Ai făcut o flotare în plus astăzi sau ai ridicat o greutate mai mare decât de obicei și încet, încet, astfel îți crești încrederea în tine. Așadar, vă provoc să vedeți în anul 2021 ce limite vă mai puteți întrece și cum puteți aduce sportul la gradul de pasiune. Când e o pasiune, sincer, nu mai ai nevoie de motivație. Motivation is overrated. În momentul în care ești cu adevărat o plăcere, nu mai ai nevoie să te motivezi, ci pur și simplu e ceva ce faci. Face parte din programul tău. Sper că sfaturile din seara aceasta au fost utile. Dacă aveți întrebări, le aștept cu drag. Mulțumesc că mă urmăriți și că sunteți aproape. Așadar, aștept orice fel de întrebări ați avea, ori acum, ori prin mesaje private, dacă nu. Eu mă bucur să fiu aici în fiecare marți alături de voi la Q&A Tuesday și să dezbatem subiecte interesante pentru voi. De asemenea, dacă aveți propuneri de subiecte pe care să le dezbatem, le aștept tot așa într-un comentariu și eu le voi adresa pentru voi. Da? Ok, bine. Mulțumesc tare mult! Așadar, ca să recapitulăm, inspirație, care e de ce-ul tău pentru care te apuci, să ai un de ce super puternic, ceva care să te motiveze să începi, motivația este pasul următor, când ești super focusat și ai obiective și vrei să faci lucruri mărețe, apoi este acțiunea,
da? În care e acțiune pe acea motivație, îți creezi o rutină, o disciplină și noi obiceiuri sănătoase care la început te vor scoate din zona de confort, apoi pur și simplu devin obiceiuri și ultimul nivel este pasiunea, când, bineînțeles, ești cu adevărat pasionat de ceea ce faci și nu mai ai nevoie să te motivezi sau să te disciplinezi, ci e ceva ce faci pur și simplu. Mulțumesc tare mult că m-ați urmărit și am fost Irina Lionte de la Body Shift Transformation Center. Mi-a făcut mare plăcere să fiu alături de voi în această seară. Ne vedem ca în fiecare marți la Q&A Tuesday de la orele 21 pe contul Body Shape România, atât pe Insta cât și pe Facebook. Ciao și seara!